la un nou demo, astăzi cu Amnesia Machine for Pax. Iarăși nu știu de ce, dar au lansat toate jocurile de groază într-o săptămână, în septembrie, în loc de The Halloween, când era mai adecvat pentru ceea ce crezi societatea că înseamnă groază. Și State of Decay a apărut tot acum pe PC, pe Steam Early Access. Iarăși este la prima vedere pentru mine, fiindcă fiind un joc de groază, e mai bine să le joci așa dacă vrei să faci o prezentare a sa în format video, care să aibă și ceva reacție autentică din partea ta. Altfel aș putea să falsez totul, dar nu sunt un actor chiar atât de bun, din câte știți voi. Amnesia Machine for Pax este făcut de Fractional Games în colaborare foarte strânsă cu The Chinese Room, care au făcut Dear Esther, pe care nu l-aș numi un joc, ci... ce aș numi Dear Esther? Ce aș fi făcut eu în loc de un joc atunci când încercam să cotrobăi prin editorul lui Neverwinter Nights? Dialog care apare din senin și mult mers, fără gameplay. Ai nevoie de gameplay pentru a fi un joc, e ceva ce nu pot sublinea suficient de mult. Iar aș cred că va fi doar un demo de 15 minute, posibil iar accelerat ca cea de la Outlast. Nu vreau ca să întind prea mult demo-ul, că nu cumva să vă stric surprize și mai departe. He Who Makes the Beast. Ok, văd că apare cam în cadre culoare, dar văd că textul merge ok. La Amnesia cel vechi aveam problema că pe placa mea video funcționa extrem, extrem de lent până să-l peticească. Dar de repris, don't kill me. Ok, începe într-un ton foarte pozitiv jocul. Și văd că sunt fulgere. Parcă fi un fel de laborator. Când încă pot să-mi mouse-ul, apare, nu. Ok, da, e un laborator și e totul roșu. Sper să nu fie un artefact grafic și să-mi stopească placa video, sper să fie de la joc, asta intenționat. Da, cred că e intenționat. Poți să-mi mișc? Cred că nu. Aia presupun că este mașinăria pentru pegs. Povestea jocului este că ești un antreprenor bogătan care a luat o febră foarte rea într-una din călătoriile sale prin, cred că era în America de Sud asta, sau prin Filipine pe undeva, și când s-a întors a început să tot aibă coșmarul și a început să construiască o mașină mai mult fără să vrea. O mașină despre care habar nu are ce face, doar o construia și apare doar într-o cușcă. De ce ai dormit într-o cușcă decât dacă ești un werewolf? Păi nici că ăsta este un werewolf. Putem să ne mișcăm nuncă? Hai, hai că putem. Hai, hai. Ok, cred că a coborât, fiindcă s-a auzit un trosnic, s-a patruzit din ceva. Amnesia Machine for Pax, da, am stabilit deja asta din meniu. Da, a coborât și a vărsat o sticlă. Care în care dopul pus? Să brăc eu un picior de câine sau monstru pe acolo. În care dopul pus acea sticlă și nu pare spartă. Cum s-a vărsat conținutul? Rezolvați acest mister pentru a câștiga un Brutal Legend. Nu glumesc, adică scrieți în comentarii și vă dau un Brutal Legend dacă aveți un comentariu amuzant, interesant. Vorbesc serios, am Brutal Legend, dacă vrea cineva, mi-a rămas de la Pumble Bundle, că l-aveam deja. Nu, serios, comentați acum, vă încurajez. Așa, este același sistem care avea și la vechiul... Am uitat cum îi spune, era la cu P, Penumbra. Copii fantomă grozav, ce pot să spun că nu-mi place până acum? Filtrul de culoare, care e cam același ca la ROM Total War 2, ROM 2 Total War. Dar totuși are un efect interesant asupra luminilor. Le dă acel stil de parcă ar fi redat într-o pictură, de parcă artistul a încercat pe cât mai mult posibil să redea lumina pe care o generează lumânarea, nu să spun candela. Are un efect decât frumușel, dacă asta este și un efect foarte, foarte slab ca adâncime de bit, fiindcă piare să vede trecerea mult prea clar de la una la alta. Parcă avem alfa de era 12 bit, nu știu exact cât. Parcă este la canalul Alpha, nu știu exact. Sunt multe chestii despre redarea imaginilor pe care nu le știu prea bine și de ce l-a luat raza, de data. Aude voci. Încercam într-o vreme să codez programul motor grafic și m-am blocat la foarte mult la chestii cu Alpha, cu adâncime de culoare, cu cum trebuie să refie redată totul și am renunțat complet. Era mult prea greu și sunt foarte multe motoare grafice acum gratuite și foarte sofisticate pe care nu trebuie să le codez de la zero. Asta e camera din care am ieșit, să... Oh, da. Se vede că este un joc de decenii, sunt fiind începe o narațiune așa aleatoare din senin. Nu, asta nu e camera din care nu știu. Asta e altă cameră. Toată lumea dormea în cuști? Ce familie de ciudat și asta este cu lacăt. Serios, toată lumea dormea în cuști și cu ăștia. Freaks. Freaks cu toții. Poate trebuie să urcăm pe aici pe scări, fiindcă e cam un singura ușă deschisă. Da, fant, o minge. Se vede foarte întunecat. Îmi dă indicator și pentru gamepad, dar nu l-am conectat. Hai, luăm mingea asta. Tân. Da, vă mulțumim mai tare ca să pot să aud mai bine casa acum. 7. 7 și... Ce? Ce te-ai speriat de dată? What? Nu eram atent, care-i faza? Ce-ai văzut? Am pus asta pe scaun și te-ai speriat sau ce? Ok, jocul ăsta văd că a încercat să-mi arate o scenă foarte înfiorătoare, dar n-am avut ca să o văd, fiindcă nu eram atent. Fiindcă nu mă uitam într-o parte în care jocul credea că trebuia să mă uit. Sau asta presupun că s-a întâmplat, fiindcă altfel n-ar avea sens de ce a făcut deodată. Este închisă. Hai, îmi luăm la trapa asta de la... Sau? Poți să deschidă și asta la alta?
Nu asta e închisă. Hai, intrăm, luăm și mingea. Poți să mă uit în jurnal, aparent. Documente găsite, n-am găsit niciun încă. Similar cu Outlast în acest aspect. Fever Dream și Attics and Nurseries. Baby Names, we have to hidden there somehow. Poate s-au ascuns copiii în... Copiii sunt morți, adică presupun că sunt, ar fi. E genul de joc în care copiii ar fi morți, hai să fim serioși. Vorba de fantome, de spirite, de oameni care dormeam cu uști. Și voci. Și probabil tu ești the bad man, asta este twistul. Tu ești de fapt tipul rău. Ah, copii. Copii, fantome și demoni, nu? Cred că s-a strecurat pe acolo. Pe acolo s-ar fi ascuns, probabil. Hai, ești acolo. Poți să-l mișc. Așa. Se iau și mingea aia. De când cu Portal m-am obișnuit ca să tot ia cu mine obiecte aleatoare pe tot parcursul jocului. Da, văd că ați faceți fantome de-a dreptul terfiante. Da, asta este sigla jocului. Capul de porc. Și am rămas blocat. Vedeți că pot să văd până merg și din cauza filtrului de culoare. M-a întrebat dacă vreau să dau beta mai, gamma mai mare, dar... Nu prea da rost, fiindcă tot nu vedea din cauza la filtrul de culoare. Ah, putem să mișcă cutia. Are deja mai mult, mult mai mult gameplay decât D-Rest, dar e incomparabil mai joc decât D-Rest deja. Adică am putut să ridic chestii. Asta este un foarfece și un fier de cal... Nu, e o fea, cum îi spune, fev, scapă numele. Rindea. Aha, aici se scândeau demonii. Coș. Este o pictură foarte ciudată. Iar pe aici se vede nimic pe acolo într-o mai devreme. Cuburi, căsuțe, nu pot să ridic cuburile, deci... Nu pot să ridic chiar totul. Ok, muzica accentuat m-am apropiat de asta. Presupun că are ceva însemnătate. Și acum aud voci, foarte multe. Toate venind de aici. Foarte creepy. Foarte creepy jocul. Pe acum, pe unde trebuie să mă duc acum? Aud pași, cred că. Ar trebui să fac ceva aici? Să merg mai departe? Cred că nu erau aici. Am merge mai departe. În caz e frumoasă, să pot să spun. O pictură cu ferma animalelor. O pictură cu un... De ce avea o pictură cu o oaie? Să se uită la nume. E parcă un nume scris acolo. Pe... Ceva cu un... Nu văd. Am pot să mă apropii mai mult. Am pot să extrag scaunul. Da, trage scaunul și uite la pictura cu oaia. E un nume scris acolo. Nu pot să-l văd. E prea mic. Prea departe. Din când în când muzica pune un accent foarte puternic pe o anumită notă, ceea ce mă face să cred că mă apropii de ceea ce trebuie. Și devine progresiv mai creepy. Nu pot să umbl... dar puteam să umbl la... Nu puteam. Nu pot să beau nici aia. Am eu mingea și plec acasă, adică plec mai departe. E casa mea asta, e tot mai vila. Pe acolo, pe aici poate. Schimba muzica. Și cred că chiar vrea să-mi arate ceva nume, dar eu mă uit după bilă. Hai, coborâm pe scări. No, fantomă terifiantă ce ești. Ok, deci ați văzut asta, da? A dispărut podeaua, culoarea poderii a dispărut. Chiar îmi place efectul ăsta, e un efect de umbră, de... Nu e bine realizat. Distruge culoarea cam tot ce este în jurul meu și nu-mi place asta. Camera asta e frumoasă. E un coli? E din coli. Coli fiind un cățel pe care l-aveam, adică rasa. Mi-e dor de câinele meu. Foarte multe animale, foarte mulți câini, un ceas. Și o piramidă astecă, sau mai așa, sau vincașă. Nu mă întrebat exact cine l-a făcut, fiindcă le încurc mereu, e un defect din cunoștințele mele. Le voi remedia pe toate câte... O pușcă! Mai speriat, fiară ce ești, bestie luată ar naiba. O, cineva juca cărți aici, hai luăm pușca. Hai luăm. Asta este un... O, sfinte, ai adus cu tine cumva un blestem aztec? Fiindcă asta cred că ai făcut. Hai, nu luăm minge și plecăm. Ușa asta poate fi deschisă, da? Sau poate a fost doar un cutremur și nu e nimic supranatural pe la mijloc, în afară de copii fantomă? Păstrez mingea asta ca o armă, adică din câte m-am învățat Final Fantasy 10, mingele sunt cam cele mai eficiente arme din universul solar, din oriunde. Telefonul, unde e telefonul? Hello? Is it me you're looking for? Precious, my precious. Eagle cactus fruit, help us. Precious eagle cactus fruit. P-E-C-F. P-E-C-F. P-E-C-F? Aba, nu-mi ce vreau să spună cu asta. Oh, yeah. Poate pot să folosesc asta. În sfârșit am felinar. În sfârșit pot să văd pe unde merg. Unde-mi mingea? Unde-mi mingea? Poate să trag atenție nedorită. Ok, deci încep să apară monștri, cred, dintr-o secundă într-alta. Pare să bun. S-a închisă. Deci nu pe aici. Aia bila. Bine că pot să o țin în mână și să... Ok, asta îmi place. Se aude hauitul vântului foarte bine de aici. Și pe aici, presupun, pe aici am fost mai devreme. Doar ce mi-e și de aici. Atunci pe unde trebuie să merg? Asta e încuiată. Asta e încuiată. Nu, nu rătăci mingea, vină înapoi. Ok, deci este o ieșire sau ceva genul pe aici, presupun.
Lampa lui Aladdin, nu? Se mai aude ceva. E un zgomot. Nu știu exact de unde vine. E un zgomot electric. Ah, ventilatorul. Wow. M-am vrut încerc pentru asta. Căutăm prin dulap. Nimic aici. Sertare. Nu. The light. Asta căutam, cred. Banca refuză credit, ignorant swine. Ok, machine for pigs. Probabil vrea ca să o moare bancherii. Sunt de acord cu asta. Aprob acest mesaj. Kill all the bankers. Și avocații. Am făcut tot ce puteam aici, cred. Acum cred că mă las să merg mai departe. Presupun. Poate. Nu, tot nu pot să merg mai departe. Să fie asta tot pentru demo-ul lui Machine for Pigs, fiindcă m-am blocat ca un idiot aici? S-ar putea, se o armă. Te pomenești că asta a fost ușa secretă, da, ușa secretă. În loc să iau arma ca să mă apăr de fantome, fiindcă cu toții știm că gloanțele sunt foarte eficiente împotriva fantomelor. Are uși secrete multiple. Omul ăsta era obsedat, nu glumă. Like a pump, ceva de genul. Și presupun că pot să deschid asta acum? Sau ceva de genul, nu? Sau nu, am închis ușa aia. Aha, asta facea. Deci, credem că are ceva mai multă neliniaritate din cauza modului în care era... De ce muzica e atât de tare? Din cauza modului în care era intrare de la acest... Ok. Tipul ăsta are mici probleme. Mici probleme mari. Mari de tot. Mari de tot. Deul oare asta atunci când se uita la baie, fiindcă știa ce e de partea el alta. Ok, tipul ăsta e deranjat. Teribil de mult. Foarte mult. Asta ce face? A deschis și asta sau? Nu, a deschis nimica. A deschis și din față. Bun. Și mai departe, poate dăm de un monstru, poate ne papa cel monstru și aruncăm o minge în față. Alt cutremur. Ți-e frică să alegi? Asta s-a iluminat. E semn rău când într-un... nu poți să iau mingea cu mine. Damn it, am pierdut mingea și m-am chinuit atât de mult să o țin alături de mine. Era cel mai bun prieten al meu. Four glass orbs, six up on the point, wipe down your trousers, man, there's blood in... ce? Ok, totul din jocul ăsta este excesiv de creepy și nu mai minge. Am întors când am venit. Sau e ceva care seamănă cu locul din care am venit. Și acum se aude un elan pe fundal. Două semn. Bla bla bla. 1899, ok. Pam. Nici o ușă care... E bine că au marcat clar ușile pe care nu pot să le deschid cu aceste lacăte imense să mă mai chinui. Unde? Că nu vă văd. Ouch. Nu, cred că te-am văzut. Capcană evidentă este evidentă. Tan. Satan? Poți să afară. Ok, deci aparent trebuie să restaurezi puterea, drain floodgates. Ok. Scrieți exact cât de lung are cablul acel telefon, fiindcă e de dreptul magic. Aproape de parcă ar vorbi cu el însuși și totul în capul său. Nu spun că este, dar probabil e. E genul ăla de joc. Joc care îmi tot ia controlul și tot aud oameni fiind în mod oribil Suna de parcă cineva i-a crăpat capul cuiva cu un topor. E bine că nu arăta ce grafic asta. Ar fi fost prea de tot. Ar picat acest tablou. Cu un... E un picior de copil în ceaun. Ok, cam asta a fost tot pentru demo-ul lui Machine for Pigs, Amnesia. Este un joc foarte creepy. Foarte, foarte creepy. Păcă cum pot să gând la pian. Este extrem de creepy și vă încurajez să-l încercați. Este cam 15, parcă era $15 pe Good Old Game sau nu știu câți euro pe restul, sau 20. O să trec prețul exact mai încolo. Foarte multe portrete cu diverse scene despre moarte. Ipopotamul, un mâncător de furnici gigantic. Asta a fost tot pentru acest demn. Data viitoare voi reveni cu un tapir. Parcă era mai mic tapirul data. Data viitoare, uite un porc. Parcă aș fi votat pentru el. Data viitoare voi reveni cu... Nu știu exact cu ce. O să vă dat atunci cu ce exact. Până atunci, rămâneți cu bine. La revedere.